campanie punctuală, trebuie să încep din timp. Asta ar fi primul pas. Nu trebuie să încep o campanie de sărbători în luna decembrie, pe 5 decembrie, 10 decembrie și mai devreme. Trebuie să înceapă cel puțin cu o lună înainte campanie. De ce trebuie să înceapă mai devreme? În primul rând, pentru a nu pleca cu o analiză în bază zero, să ai un istoric al campaniei pentru a alege de acolo cele mai eficiente cuvinte, cele mai eficiente cuvinte cheie, pentru a vedea care sunt nișele unde este un cost mai redus, ce cuvinte cheie și, bineînțeles, să găsești intervalul cel mai bun orar, intervalul cel mai bun orar în care vin cele mai multe vizite și ai vin și conversii pe site, din tab dimensions, puteți să vedeți asta. Bun. După aceea, bineînțeles, trebuie făcută o campanie separată, o campanie specială de sărbători. Pe lângă campania obișnuită, care trebuie păstrată chiar și de sărbători, campania de brand, care n-ar trebui să modifice, trebuie după aceea să construiți o campanie separată. Campanie separată specifică, în primul rând cu cuvinte cheie de sărbători, pe lângă cuvintele pe care le aveți în campanie, produsele pe care le aveți, gen Adidas, cosmetice și așa mai departe, să adăugați și cuvinte de sărbători. Cadou, Crăciun, de sărbători și așa mai departe. Pe lângă asta, trebuie construite și aduri specifice în care să transmiți ideea de cadou, de sărbători și, bineînțeles, în aduri să transmiți și eventuale reduceri pe care le ai la produsele tale. Așa, un alt pas, al treilea pas pe care trebuie să-l ai în vedere este legat de targetarea specifică. Ar fi foarte bine să evitați volumul mare de trafic, să evitați cuvintele generale. Să nu mergeți pe cuvinte generale, de exemplu, cadouri copii, cadouri de Crăciun și așa mai departe, pentru că, în primul rând, pierdeți din relevanță. Anunțurile probabil nu vor fi strict legate de cadouri de copii, ci de un anumit cadou, de exemplu, pentru copii, să zicem Lego. Și să căutați cuvinte cât mai specifice, pe lângă produsul pe care îl aveți și cadou, eventual, cosmetice cadou, sejur Viena de Crăciun și așa mai departe. De ce spun că trebuie cuvinte specifice? Pentru că altfel putem avea un astfel de rezultat. De exemplu, pe cadouri educative avem o florărie, avem Vodafone, avem UPC și Alpha Bank. Sunt aduri care nu prea au ce căuta aici, din păcate, pe cadouri educative și, bineînțeles, că lumea, utilizatorii nu vor da click pe ele, CTR-ul se va duce mult în jos, scorul de calitate la fel, prețul va crește, probabil, și nu va fi o campanie de succes. Bun. Un alt lucru esențial pentru o campanie de Crăciun este legată de landing page. Ar trebui de Crăciun să-l trimiteți pe o pagină separată care să transmită ceea ce spui și tu în act. Pe lângă reducerea pe care îi oferi, să ai motive de Crăciun, ofertele speciale să fie comunicate foarte bine, eventual atunci și cadouri, ai un produs de bază plus cadou un alt produs la un preț mai redus și așa mai departe. Și cum spuneam, foarte important să oferiți discount în această perioadă, pentru că în perioada asta se vinde cel mai mult, sunt foarte mulți competitori și de multe ori decizia este una legată de preț. Și acum prețul contează foarte mult. Nu mai este neapărat o decizie emoțională, cât este și o decizie rațională legată de preț. Pe lângă diferențierea pe care poți să o faci la nivel de cuvinte cheie, la nivel de aduri, la nivel de landing page, trebuie să diferențiezi și în funcție de preț. Să oferi un preț cât mai bun, cât mai competitiv. Ok. Pe lângă toate cele care le-am spus, ar trebui să ai în paralel și o campanie de mobile. Recent am văzut un studiu că există 8 milioane de utilizatori de internet pe mobil, care au internet pe mobil. 8 milioane de conexiuni, poate au două conexiuni. Ceea ce înseamnă o piață de 8 milioane de utilizatori care trebuie și ea atacată, să spunem așa.
Bun. Trebuie să ai un magazin online, varianta de mobile, unde poți să poată utilizatorul să precomande produsul pe care și-l dorește. De asemenea, aduri specifice, aduri pentru mobile, în care să ai, de exemplu, numărul de telefon, să poată suna direct, fără să mai fie nevoie să mai intre pe site-ul de mobile. Și bannere speciale făcute pe dimensiunile standard pentru mobile, 300 cu 50, 216 cu 36, 168 cu 28. Și în bannere tot la fel, transmis același mesaj legat de ofertele de sărbători. Bun, și am spus la început, primul pas, că trebuie o campanie începută din timp. Ar trebui o campanie începută din timp și pentru a face mai apoi o campanie de remarketing. La începutul perioadei, la începutul campaniei, ar trebui adăugat și un cod de remarketing pentru a strânge o bază de utilizatori. După ce am strâns baza respectivă de utilizatori, segmentat pe fiecare categorie de produs, mai apoi campanie de remarketing în care urmărim utilizatorii respectivi pe fiecare gamă de produs în parte. Pentru cei care simt nevoia să intervină sau au nelămuriri, vă rog să puneți întrebări. Vreau să întreb câți dintre voi ați cochetat cu ideea unei campanii de remarketing? Nu neapărat să faceți una, dar câți ați auzit de remarketing și ați zis, pe viitor vreau să testez asta? Ok. Hai să... Vreau să rămânem un pic mai mult la slide-ul ăsta, pentru că aș vrea să îi ajutăm să înțeleagă mai mult ce înseamnă campanie de remarketing și exact cum ne-a plăcut nouă și am fost, wow, remarketing, deci chiar merge. Știam de iBlaster înainte cu targetare comportamentală. Vreau să înțelegem un pic mai mult ce înseamnă remarketing pe Google Display Network și cum putem să folosim această armă de marketing sau această element sau tool, astfel încât ei să, cei care vor să facă și vor să facă campanii folosind remarketing-ul să aibă succes. Da, dacă aș putea să fac o comparație, remarketing-ul este un fel de SRI al AdWords. De ce e un SRI? Pentru că odată ce ai intrat pe site, pe o anumită pagină unde există un cod de remarketing, ce este introdus în codul sursă, mai apoi, Google te urmărește pe toate site-urile partenere pe care intri. Indiferent că e site de jocuri, site de auto, site de știri, vei primi bannere, bineînțeles asta dacă sunt și făcute bannere speciale pentru cei care au intrat. De exemplu, dacă ai un site de e-commerce și ai DNC, nu știu, laptopuri HP, să spunem. A intrat pe pagina de laptopuri HP, pe categoria de laptopuri HP. Mai apoi, poți fi targetat cu bannere cu ofertele la laptopuri HP pe toate site-urile partenere Google. Cam asta. E un sistem de tracking. Nu știu dacă ați înțeles. E ok? Cookie-ul. Și cookie-ul poți să-l păstrezi între 30 de zile și 200 de zile, mi se pare. Adică dacă eu am un site de flori, de exemplu, și vreau să vând trandafiri și văd că am un utilizator care este, sau am utilizatori care sunt interesați de trandafiri, astfel accesând categoria trandafiri din site-ul meu de flori, atunci aș putea să ofer bannere targetând doar flori, cu ofertă specială pentru flori, pentru toți cei care au intrat pe categoria de flori din site-ul meu. Da, și voi livra bannere cu flori, cu discount la flori, oriunde găsesc sau regăsesc acel utilizator pe internet, pe site-urile partenere Google. Da, sau ce poți să faci, să pui pe categoria de trandafiri cod de remarketing, încă din luna decembrie și începând cu luna februarie să începe o campanie pentru trandafiri de Valentine's Day. Pentru că deja ai strâns o bază de date, ai un număr, un pol de utilizatori, 1000, 2000, 3000, 5000 de utilizatori, pe care poți mai apoi să urmărești în rețeaua parteneră Google, cu bannere targetate, cu trandafiri pentru Valentine's Day.
asta ar fi o idee pentru campania de Valentine's Day. O altă campanie punctuală, acum campania de sărbători de Crăciun, pentru Valentine's Day, trandafir de Valentine's Day. Ok. Bineînțeles, foarte importantă și urmărirea campaniei și analiza continuă a acesteia. Tot timpul trebuie urmărite cuvintele cheie, urmărit chiar în profunzime, pe lângă cuvintele pe care le-ai tu în campanie, să urmărești și în Analytics match type query-urile exacte pe care utilizatorii au intrat și au făcut conversii, au stat mai mult pe site, au vizualizat mai multe pagini și așa mai departe, în funcție de ce indicatori îți propui și tu să urmărești la începutul campaniei. Și de asemenea, foarte util este visitor flow. Poți să urmărești traseul utilizatorului din momentul în care a intrat pe site, să vezi, poți vedea pagina unde, de exemplu, foarte mulți au sărit, să te gândești, poate ai o problemă pe pagina respectivă, de ce au sărit foarte mulți utilizatori. Au sărit, adică au făcut bounce, nu? Au făcut bounce, au plecat de pe site, au, mă rog, un exit. Abandonat. Au făcut un exit. Exact. Ok. Și în continuare, adăugare de cuvinte cheie, eliminarea de cuvinte cheie neperformante, și cam atât. Ok. Un alt pas important pentru o campanie specifică este coerența în comunicare. O comunicare integrată între toate canalele de care dispui, toate canalele proprii. Atât prin mesajele pe care le transmiți, prin ad-uri, prin landing page, cât și pe Facebook, Twitter, blogul companiei, mesajul trebuie să fie același, ofertele pot varia, dar trebuie să fie și ele, bineînțeles, integrate în campania de sărbători. Poți avea exclusivități pe Twitter sau pe Facebook, o reducere doar pentru utilizatorii de Facebook, de exemplu, dar toată comunicarea trebuie să fie integrată. Să nu există discrepanțe de comunicare. Ok, și ultimul pas și poate cel mai important, să nu uiți de campanie. După 25 decembrie sau după 1 ianuarie, campania trebuie să oprească. Probabil că tu ai ad-uri cu oferte pentru Crăciun. Ar fi cel puțin jenant să găsești pe 3 ianuarie o ofertă valabilă până de Crăciun. Tocmai de asta trebuie să oprești. După ce ai oprit campania, poți să bei, să mănânci, să faci ceea ce vrei, să te simți bine, dar trebuie să ai grijă de campanie până în ultimul ceas.